S-a stins din viață cunoscuta jurnalistă Lidia Bobână la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de colega ei de la ziarul Gazeta de Chișinău, Victoria Popa, care a precizat că ea suferea de o boală incurabilă. Lidia Bobână a activat timp de 34 de ani la Radio Moldova, iar în ultima perioadă a colaborat cu ziarul Gazeta de Chișinău. Lidia Bobână s-a născut în 16 martie 1947 în satul Unțești, raionul Ungheni. Este fiica scriitorului Vasile Vasilache, iar în 2000 a fost distinsă cu medalia Mihai Eminescu. Recent a murit și cunoscutul jurnalist Alexei Revenco, care timp de peste 40 de ani a activat la postul public de radio. Revenco a fost distins cu Ordinul Gloria Muncii și a primit titlul de maestru în artă.